Mai întâi de toate, eu vreau să-i felicităm pe cei care au revenit de la campionatul european rezervat tinerilor sub 20 de ani și care ne-au bucurat cu mari succese. Felicitări! Ai 8.000 de lei. Asta e pentru tine. Sperăm că numărul de medalii o să fie mai mare și respectiv și suma de premiilor la fel. Următorul cerc eu vreau să-l văd mult mai consistent pentru medalii de aur. Medalii bronz. Bronzul este bun, dar e, cred că e un început. Mai departe trebuie să fie medalii mai serioase și cercuri mai grele. Campionatul a fost destul de bun. Pentru mine a fost un fel de experiență. Nu m-am așteptat la acest rezultat, însă cu ajutorul Domnului am ajuns să iau medalia de aur. Cele mai mari emoții am avut atunci când a sunat imnul Republicii Moldova. Sunt niște emoții care nu le pot să le redau. Asociația ASX le mulțumesc foarte mult că a contribuit cu o sursă financiară. Pentru noi este ceva frumos și sper că în continuare să țină sportivi. I-am văzut pe până acum pe tinerii luptători la competiții internaționale în uniforma pe care le-am oferit-o. Arată foarte bine, au rezultate foarte bune și ne mândrim pentru că am reușit să ne aducem aportul la aceste rezultate frumoase. Deja avem iarăși o tradiție frumoasă sau un obicei care noi deja l-am format. Astăzi au fost echipați tinerii de sub 15 ani care merg la campionatul european. Se va desfășura în Caposfar, Ungaria. 38 de sportivi, 9 fete, 15 luptători de stil liber și 14 luptători de stil greco-roman. De la asociația ASIC am primit aici un costum sportiv, vestă și pantaloni. Am mai primit un maiou și niște șorci. Eu chiar am observat că selecționata U7 a primit așa echipament. Au arătat rezultate destul de bune. Prin acest echipament vom fi mai motivați pentru câștig. La competițiile anterioare noi plecam fiecare și în ce avea. Adică ne îmbrăcam fiecare cum vroia. Dar acum se va simți atmosfera de echipă. Эта одежда красивая, нравится, очень приятно. Я хочу поблагодарить, сказать большое спасибо, что дали нам бесплатно. Это очень приятно и спасибо большое.